Sunt un loc, parcă nu sunt alea mai lini, nu? Pictori sunt mulți, iar dumneavoastră ați izbutit să faceți niște lucruri excepționale, deoarece ați putut să redați și în majoritatea ecoanelor și a sfinților, anume acele trăsături umane, acele să redăi fața exact așa cum este, toată musculatura, toată. Este un talent absolut și vă mulțumim de toată inima că am avut fericirea să vă cunoaștem și ne comentați cum totuși ați izbutit să ajungeți la așa performanță. Totul depinde de muncă. E doar un procent talentul, în rest 99% e muncă. Dar în iconografia referitor la chip, în iconografia bizantină, tradițională, ortodoxă, iconograful se străduie tot timpul ca să reteie momentul de liniște în rugăciune a omului. Deci expresia feței trebuie să ne ducă la momentul acela de anume taină, de rugăciune, de unire cu Dumnezeu. Dacă reușim asta să retăm, am reușit mult. Deci icoana poate fi numită icoană. Nu trebuie să exprime alte emoții, alte chestii. Icoana trebuie să ne rupă de lumea reală în care noi suntem, cu toate grijile, cu toate necazurile, cu toate chestiile astea. Că, de fapt, de asta ne rugăm. Ne așezăm în fața lui Dumnezeu ca să ne ajute să ne izbăvim de necazuri, de probleme. Dar, anume, momentul ăsta de contemplație, momentul de unire a Divinului cu umanul, păi asta se redă în icoană. Pentru asta și ne rugăm în fața unei icoane. Noi nu ne rugăm la icoană, ne rugăm la Dumnezeu. Dar să fie ca o chestie așa de... ca o fereastră, cum spune și Sfântul Vasile cel Mare, ca o fereastră prin care doar trece privirea noastră către Dumnezeu. Asta e tot. Și dacă reușește iconograful să facă icoană, e bine, e fain. Dacă nu reușește, rămâne doar tablou religios care redă doar un eveniment istoric. Un succes pe viitor și vă mulțumim pentru timpul acordat. Bine, mersi mult.